Un bărbat de 34 de ani din comuna Fărcășești a fost prins furând cărbune dintr-o carieră minieră. Gorjeanul a fost depistat în timp ce încărca lignit într-o semiremorcă de pe banda transportoare a MC Roșia. Un bărbat de 34 de ani din comuna Fărcășești a fost depistat de polițiști în flagrant delict în timp ce intenționa să fure cărbune lignit din cadrul carierei MC Roșia Rovinari. Polițiștii au depistat la fața locului o semiremorcă și un atelaj confiscat artizanal în care bărbatul încărcase deja cantitatea de 400 de kilograme de cărbune lignit. Cărbunele a fost restituit unității prejudiciate, iar în cauză se continuă cercetările. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de furt calificat.